dragilor, și bine ați revenit aici la mine pe canal. Astăzi facem un clip cu parfumuri. Știu că vă plac astfel de clipuri și recent am primit două parfumuri de la Dubai Collection. Recent, chiar astăzi, am primit două parfumuri de la Dubai Collection și m-am gândit să vi le arăt și să împărtășesc cu voi primele impresii ale mele legate de aceste parfumuri. Sunt două parfumuri în format full size. După cum știți, eu cu cei de la Dubai Collection am o colaborare, cred, de aproape un an jumătate, cam așa. Da, cred că un an jumătate, mă rog, prea puțin contează lucrul acesta. Eu am și un cod de reducere la ei, DIN05, va aduce 5% reducere la orice comandă de pe site-ul celor de la Dubai Collection și vă rog să folosiți acest cod dacă faceți o comandă la ei, pentru că pe mine, oare cum să spun, ăsta e adevărul, mă ajută să rămân relevant în fața lor. Și da, cum spuneam, am o colaborare de ceva timp cu ei. Așa că am decis să vin astăzi să vă arăt parfumurile pe care le-am primit. De obicei îmi trimit o dată la 3-4 luni cam două parfumuri pe care să le testez. Sunt într-adevăr youtuber care primesc mai multe parfumuri de la ei pentru că au și un conținut mai popular, să spun așa, adică fac vizualizări mai multe, ceea ce este și normal. Dar hai să vă arăt ce am primit, pentru că sunt foarte încântată. De fapt, eu mi le-am ales de pe site de la ei. Să spun așa, avem o sumă de bani, un voucher, ca să înțelegeți cum funcționează treaba, și noi ne alegem parfumurile de pe site-ul lor. Unii au un voucher mai mic, alții mai mare, v-am spus, în funcție de cât de relevanți suntem. Și până la urmă este normal să fie așa. Eu mi-am ales două parfumuri pe care mi le doream și care au apărut recent la ei pe site, deci sunt noutăți. Am zis să iau chiar noutăți ca să pot să împărtășesc cu voi ceva nou, ca să mirosim și să, nu știu, să vă fac curioși. Că, na, poate deja ați mai comandat de la ei și o parte dintre parfumuri probabil deja le cunoașteți de pe alte canale de YouTube sau de pe canalul meu. Și acestea două sunt, și o să încep cu primul, care arată foarte bine. După cum vedeți, ele vin în cutii sigilate, pot fi oferite cadou pentru că arată într-un mare fel. Vin cu un timbru de originalitate. Cele pe care eu le-am ales sunt de la Emir. Vreau așa să vă arăt un pic. Bun. Primul se numește The Triumphant Sapphire și ce îmi place mie la el este faptul că, o să vedeți, are o patină, să spun așa, pe toată cutia lui. Dacă vedeți și vă uitați la ei, ai impresia că ea a fost șters sau cumva. Nu, este special făcut așa, un pic messy, așa, să pară puțin vintage. Nu știu cum mi se pare vouă acolo, dar mie mi se pare cu totul și cu totul vintage, iar eu iubesc vintage-ul. Și ce m-a făcut să-l cumpăr a fost culoarea lui, culoarea sticlei, vă spun cu toată sinceritatea, și bineînțeles ceea ce el conține. Eu sper că mă focalizează destul de bine. Chestia e că soarele intră și iese și lumina o să se tot schimbe pe parcursul acestui clip. Îmi pare rău, dar asta e situația, cum spuneam, nu pot să-mi plasez mai multe lumini. Hai că le mai mut pe aici. Mă rog, da, hai să vorbim despre parfum. Cei de la Emir au parfumuri de o calitate foarte bună și să știți că vin în niște cutii la fel de o calitate superioară, ambalajele sunt de o calitate superioară. Wow! Da, și sticla arată exact cum mă așteptam. Îmi place, nu mult, foarte mult. Uitați-vă un pic cum arată sticla. Este o sticlă elegantă. După cum vedeți, nu este auriu. Din contră, este o culoare de auriu, dar acel auriu metalic, vechi. Stați așa să vedeți mai bine. Vedeți acolo? Pe capac avem niște însemnări. Bun. Foarte bine arată, foarte bine arată capacul.
și sticla este o adevărată bijuterie. Da, are pe ea, după cum vedeți, un vapor, o corabie, pentru că, da, mă duce cu gândul la pirați și mă duce cu gândul la acele sticle. Ei aveau niște sticle de băutură de forma asta sau mai erau niște sticle cu cerneală, dar nu, cred că sticle de băutură. Știu sigur, sigur că am văzut prin filme și mă duce cu gândul acolo. Asta și doresc ei probabil să imite și reușesc cu succes. De sticla este de o calitate superioară. După cum v-am spus, m-a atras foarte mult sticla. Mie îmi plac sticlele care duc într-o zonă mai vintage, care mă fac să visez la ceva diferit, la o poveste, care au o poveste. Și sticla asta, într-adevăr, îmi transmite poveste. Hai să vedem parfumul. Se simte un pic. Se simte parcă un pic de mosc. O să vedem imediat. O să vă citesc și notele. O să aplic în cutie. Sau nu. Hai să aplic pe mână mai bine. Haide. Bun. Vai, ce bine miroase. Miroase a miere, vă spun cu toată sinceritatea. El copiază ceva, nu are ADN original și o să vă citesc imediat. Este inspirat din boadicea de Victorious Blue Sapphire. Să știți că nu știu cum arată acest parfum. Nu o să vă mint, ia stați puțin. Este inspirat și sticla ne duce cu gândul acolo. Imită destul de bine, poate nu cunoașteți acest parfum, pentru că acest parfum, chiar am intrat acum pe un site ca să văd mai exact pe Obscentum, ca să văd prețul lui, el costă originalul 5750 de lei. Deci vă dați seama că n-aș avea niciodată, cred, cel puțin acum, poate doar dacă devin miliardar, Doamne ajută, să dau 5000 de lei pe un parfum, vă dați seama, este o sumă extraordinar de mare. Și, cum spuneam, imită boaticea de Victorious, sper să zic corect, Blue Sapphire Supercharged, ceva de genul se numește, are o denumire lungă. Nu știu cum miroase originalul, nu o să vă mint, chiar nu știu, dar acesta are un miros deosebit. Note de vârf, lămâie, salvie, mușețel, șofran și tagetes. Nu știu ce e tagetes ăsta, tagetes. Chiar nu știu ce e tagetes. Note de mijloc, trandafir, iasomie, indiană, magnolie, note de bază, lemn de agar, adică ud, paciuli, ambră. Are acel miros, cum spuneam, de ud, de trandafir, dar mai mult de toate acestea eu simt un pic de miere, poate de la acel șofran cu salvie și cu, nu știu, poate acest mușețel. Da, nu știu, are un miros cu totul și cu totul special. Este un parfum unisex care nu pot să zic că este un parfum feminin. Nu l-aș vedea purtat pe o femeie foarte, nu știu, îmbrăcată, de exemplu, într-o rochie foarte albă, foarte diafană sau roz sau nu. Nu este în zona aceea de parfum, este un parfum întunecat pe care îl vă purta de o femeie într-un costum, într-un, poate într-un pantalon de piele, știți, genul acela de ținută mai întunecată, mai spre club, mai spre ceva care inspiră putere. Este deosebit ca miros și cred că o să-i placă și soțului meu, pentru că îl văd purtat și de un bărbat. De un bărbat căruia îi place tot așa pielea, poate zona aceasta de motoare, de poate are un motor, poate e ceva în zona aceea mai de viteză, mai de putere, mai de, nu știu, siguranță, habar n-am, e mișto, nu știu, chiar nu știu să-l descriu. Este un parfum care transmite foarte, foarte multe. Nu mă duce neapărat cu gândul, o să vedeți că și originalul are o sticlă foarte asemănătoare. Nu mă duce neapărat cu gândul la ceva corabie, something, something, nu mă duce cu gândul acolo.
mă duce mai repede cu gândul la India. Mă duce cu gândul la, nu știu, văd acum Taj Mahalul, știți? Cam în zona aceea, ceva foarte cu atenție realizat, așa, parcă așa aș simți că miroase regele Indiei, să spun așa. Da, miroase cu totul și cu totul deosebit. Este și frumos, are o sticlă, v-am spus, impresionant de calitativă și arată foarte aproape de original sticla. Nu o să vă mint, cum am spus, nu am mirosit originalul, nu îl știu, nici măcar nu l-am căutat înainte. Pur și simplu l-am cumpărat și după ce l-am cumpărat am căutat să văd ce imită, dar vă spun cu toată sinceritatea că sticlele sunt foarte asemănătoare. Dacă nu uit și pot, o să las o poză aici, pentru că de multe ori nu pot pune poze din ale unor parfumuri, nu le pot descărca și nu le pot adăuga, dar oricum are un preț 5750 de lei, foarte mare originalul. Acesta, în schimb, vine la 190 de lei, 100 de mililitri, îl puteți comanda și în 10 mililitri ca să vă faceți o idee și mostre puteți cumpăra, la fel să vă faceți o idee și cam atât. Bun. Și am mai luat unul care sigur o să-mi placă. Eu la cei de la Dubai Collection am văzut în trecut, mă rog, am primit o mostră acum ceva timp care se numește Rose Couture, dar pe acesta nu l-am găsit, este tot o copie după Delina și nu l-am găsit, nu era disponibil pe site, dar în schimb în colecția asta nouă de la Emir au scos și Elenia Purfam, care este tot o copie a Delinei și atunci am zis ok, îl iau pe acesta, dacă acela nu mai este, cu siguranță o să-mi placă și acesta, o să miroasă asemănător, nu au cum să miroasă foarte diferit față de mostra pe care o avusese. Și hai să-l desfacem și pe acesta și o să-l și caut pe site-ul lor ca să vă citesc notele. Elenia, cum am spus, este, sau Elania, mă rog, se scrie Elania, cred să citește Elenia, mă rog, Purfam. Și este, costă tot 190 de lei și este copie după Marley Delina. Îl găsiți la fel la 10 ml, 5 ml, 2 ml. Și o să vă citesc imediat și notele, dar hai să-l vedem în interior. Sticla la fel seamănă destul de mult cu Delina. Îmi place și cutia, că vedeți voi acolo, este ușor sclipicioasă, așa. Arată foarte bine. La fel vine cu un timbru de originalitate, tot de la Emir. Wow, ce sticlă frumoasă! Wow, ce sticlă frumoasă! Vai, nu-mi vine să cred. Da, este o sticlă foarte frumoasă, ia uitați. Bine, o văsem și pe site, dar în realitate arată mult mai bine și feeling-ul este unul foarte plăcut. Vine cu acest ciucuraș, cu un capac greu, nu este din plastic, este din metal și arată foarte, foarte bine. N-am ce să spun și asta o să vină foarte bine lângă celelalte parfumuri ale mele. Și hai să vedem cum miroase. Eu știu cum miroase celălalt, cum spuneam, și știu cum miroase și Delina, parfumul original. Ăsta e un pic mai fain decât celălalt, originalul, mă refer. Vai, da. Vai de mine, ce bine miroase. Da, seamănă mult cu celălalt pe care îl primisem inițial, mostră, care este tot o clonă, dar este făcută de Paris Corner, cred. Ia stați puțin, scrie pe ea? Nu scrie, e Dubai Collection Rose Couture. Mă rog, cred că e făcută de Paris Corner, cred. Și să știți că miroase un pic diferit. Ăsta este ceva mai citri, parcă se apropie mai mult de Delina. Ăsta, în schimb, miroase mai mult a trandafir, parcă este mai, să spun așa, mai arăbesc, un trandafir mai arăbesc. Da, ăsta miroase mai citri. Hai să vedem imediat și notele. Note de vârf licii.
Bergamotă, rubarbă, se simte rubarba. Da, se simte rubarba. Note de mijloc, trandafir, vanilie, mosc, note de bază, vetiver, cedru, cașmeran. La acesta, hai să dau un pic și din acesta. Da, asta se simte și aici. La acesta nu se simțea, să știți, nici rubarba și nici notele alea de vârf. Se simțea direct vanilia, moscul, era mult mai, mai întunecat, mai puternic, nu știu cum să-i explic. Ăsta, în schimb, este mai aerisit. Bă, da, miroase. Mamă, ce bine miroase. Nu se simte trandafirul, să știți că eu nu-l simt, cel puțin acum. Simt, în schimb, niște note foarte aerate, foarte fresh, foarte diafane. Băi, miroase bine. Da, miroase foarte bine. Foarte, foarte bine. Îl văd purtat chiar și primăvara, chiar și vara, deci nu este deloc greu cum este. Acesta este ceva mai greu, să știți. Și îl văd parcă mai apropiat acesta de Delina decât celălalt. De ce spun lucrul ăsta decât Rose Couture? Couture, așa. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că acesta are o notă de trandafir mai puternică, mai grea. Mă duce cu gândul la un trandafir turcesc, un trandafir mai greu, un trandafir mai oriental. Acesta, în schimb, este mai... Da, mai potolit, mai fresh, nu știu, un pic pudrat, un pic din toate. Este special. Am făcut o alegere foarte, foarte bună cu aceste două parfumuri. Îmi plac mult, mult. Și acesta va intra cu siguranță în parfumurile mele de primăvară. Chiar vreau să fac un clip cu ce parfumuri voi purta în primăvara aceasta și îl voi introduce acolo pentru că mă duce cu gândul la primăvară, la vară. E minunat. Și acesta s-a schimbat puțin, foarte bine miroase, nu știu, acesta îmi seamănă cu ceva, dar nu știu cu ce. Are o notă cunoscută de mine dintr-un alt parfum, dar n-aș ști să spun cu ce. Și nu mă refer la original, că v-am spus, nu cunosc originalul. Și le-am mai cerut celor de la Dubai Collection, ne-au spus că dacă dorim mostre la ceva, putem să cerem 2-3 mostre, să vedem... să ne facem o părere și să vorbim de ce nu și despre acestea. Și eu am cerut două mostre de parfumuri bărbătești pentru că eram foarte curioasă, la fel sunt lansări noi. Și am zis ok, cumpăr tot, cumpăr, n-am cumpărat. Am cerut trei mostre din acestea de parfumuri care sunt noi apărute și inclusiv am cerut de la parfumuri de bărbați. Vreau să caut un pic ca să vă citesc și notele. Unul este The Blue și știu sigur că este o clonă a lui Blue de la Chanel, cred. Ia asta să căutăm. Chanel Blue, da. EDT, varianta EDT. Și eram foarte curioasă. Știu cum miroase Blue de la Chanel. L-a avut la un moment dat soțul meu și acesta în format full size costă 135 de lei. Este un parfum pentru bărbați. O să vă citesc notele. Note de vârf, grapefruit, lămâie, mentă, piper roz. Note de mijloc, ghimbir, nucșoară, iasomie. Așa, note de bază, tămâie, vetiver, cedru, lemn de santal, paciuli, labdanum și mosc alb. Și hai să vedem pe ce să-l mai dăm și pe ăsta. Ne dăm, ne parfumăm, dăm pe plover. Ah, ce bine miroase. Da. Seamănă. Seamănă cu Chanel destul de bine. Acum nu știu EDT-ul. Parcă el a avut EDP. Parcă n-a avut EDT. Chiar nu știu, nu mai sunt sigură. Dar este un miros masculin, un miros masculin fresh, dar nu acel fresh de miros din acela ieftin, știți, de parfum ieftin, fresh, spiritos, nu. Este un miros fresh, dar în același timp un fresh elegant pe care îl poți purta la birou și chiar și când ieși într-o plimbare prin oraș. Nu-l vă neapărat purtat la un training. Știți, e un fresh de vară, dar care cere un pic de prestanță, aș spune eu.
Miroase foarte bine și eu simt foarte bine la început menta, grapefruitul, lămâia, piperul roz, deci chiar se simt aceste note cumva amestecate. Acum să vedem mai târziu dacă se simte tămâia și celelalte note. Acum nu le simt, să știți. Acum îl resimt destul de fresh, mi-a căzut asta de la valieră. Cred că o să o lipesc până la urmă chestiuța asta, ca să nu o pierd. Așa, apoi am mai cerut tot pentru bărbați o opulență, nu, tot pentru bărbați am cerut Dream Catcher, așa arată, nu mai știu ăsta ce copie, stați un pic să-l găsesc, da, gata, știu ce era, cred că este copie după Sauvage, cred, stați așa, să vedem. Nu, este copie după, inspirat de Dolce & Gabbana The One, deci este The One. Uite, The One nu cred că îl știu, doar pe ăla de damă. Ce bine miroase și acesta. Are un miros, îmi place și denumirea la acesta, Dream Catcher, foarte tare. Știți, acele Dream Catcher sunt rotundurile acelea cu pene, care se spune că prind visele urâte. Da, seamănă, cred, nu știu, nu cunosc The One, cel pentru bărbați, îl cunosc pe cel de damă. Sau, mă rog, poate l-am miros la un moment dat, dar nu pot să zic că mă pricep. Dar miroase foarte bine, spre deosebire de celălalt, acesta este un picuț mai potolit, parcă nu e atât de fresh, e mai elegant și are grapefruit, coriandru și busuioc, note de mijloc, cardamom, ghimbir, floare de portocal, note de bază, ambră, tutun, cedru. Să știți că se simte puțin acel tutun, deja se simte. Vreau să spun că este un pic mai întunecat, mai nu este la fel de aerisit ca celălalt. La fel de fresh, dar nici acesta nu este un parfum pe care, nu știu, nu-l poți purta primăvara, ca bărbat sau vara. La fel îl vă purtați la o cămașă, la o ținută un pic mai office, mai elegantă, îl vă purtați și de seară, la un costum, la o nuntă, la nu știu unde vă mai duceți voi. Dar miroase foarte bine, foarte bine miroase de One. Îmi place mai mult decât... Vai, dar și acesta s-a schimbat, să știți, de la Chanel. Da? S-a schimbat mirosul lui. Foarte mult s-a schimbat. Surprinzător. Da, la toate s-au schimbat mirosurile. Deci chiar asta îmi place la parfumurile de la Dubai Collection. Cu toate că sunt niște clone, sunt niște clone care schimbă mirosul. Adică chiar evoluează pe parcursul zilei. Chiar simți notele lui de la început până la sfârșit. Sunt parfumuri care evoluează. Eu am mai cumpărat parfumuri, v-am mai spus, de exemplu cel de la Katy Perry, nu mai știu cum se numea, pentru că l-am și oferit cadou unei prietene, l-am dat și cred că se bucură mai mult de el decât m-aș fi bucurat eu. Nu-mi plăcea că nu evolua, cel puțin în cazul meu. Nu știu cum îl simțiți voi, e posibil voi să-l simțiți diferit, pentru că fiecare om simte diferit un parfum și fiecare om are o experiență a lui cu respectivul produs și cu respectivul parfum, în funcție de cât de dezvoltat are mirosul, în funcție de ce a mai mirosit înainte. Deci contează foarte mult toate aceste lucruri. Și da, mi se pare că nu evoluează. E, uite, acestea chiar sunt diferite, se simt diferit. Și am mai luat o mostră, cum spuneam, mi-au mai trimis o mostră, 2 secunde, nu știu ce am făcut, așa, a lui, stați așa, m-a atras foarte mult pentru că am văzut că are lămâie. Și m-a atras pentru că este un parfum unisex și are un ambalaj foarte mișto. Nu lămâie, fructe ceva. Da, nu, și lămâie, parcă are. Mă rog, el are un ambalaj foarte mișto, dacă îl căutați, și acesta este tot 190 în variantă de 100 de mililitri. Și este inspirat de Creed Mille Sime, cam așa se citește în engleză. Cred că se citește în franceză, dar mă rog, eu l-am citit în engleză, că e mai greu.
Și ambalajul te duce cu ideea acolo, având în vedere că are o culoare aurie destul de puternică, deci lumina asta m-a terminat, vă spun cu toată sinceritatea că m-a terminat. Am toate becurile aprinse din casă și tot se vede prost pentru că iese soarele și ceva se întâmplă la partea de luminozitate. Iese soarele și ceva se întâmplă la partea de luminozitate, mă rog. Hai să vă citesc notele, note de vârf, note fructate, sare de mare, note de mijloc, lămâie de Sicilia, bergamotă, iris, mandarină, note de bază, note marine, mosc și note lemnoase. Vă spun sincer că am stat pe gânduri dacă să-l iau pe acesta sau pe celelalte două, adică am oscilat un pic, dar am zis hai să iau o mostră și data viitoare poate chiar o să mi-l cumpăr eu. Sau poate mi-l vor trimite ei, nu știu de ce, nu vreau să vă mint, așa, și hai să-l testăm și pe acesta, o să dau aici pe mână un pic, că nu mai știu unde să dau. Sunt foarte curioasă cum miroase, ar trebui să miroase ceva fructat fresh. Vai, ce bine miroase, mă duce cu gândul la Sicilia, are acea lămâie de Sicilia. Da, se simte lămâia aceea de Sicilia, se simte sarea de mare, este un parfum care mă duce cu gândul la mare, la plajă, la Sicilia, la Italia. La Italia mă duce cu gândul, nu știu, Italia este un tărâm fermecat, după părerea mea, și se simt notele marine, se simt notele lemnoase, este la fel un parfum unisex. Băi, miroase bine. N-am ce să spun. Da, miroase bine. Foarte bine miroase. Da, îmi place foarte mult și acesta cu miroase. N-am ce să zic și îl vă potrivi pentru primăvară-vară. Este un parfum unisex. Îl vă potrivi și pentru bărbați. Este destul de masculin, deci nu este un parfum dulce. Iar se aude aparatul de cafea pe cameră. Dar, da, e mișto. E mișto și asta. Să știți că sunt parfumuri destul de mișto, adică nu o să vă mint, nu sunt foarte ieftine, adică 190 de lei nu este un preț, nu este 30 de lei, dar au o calitate superioară față de multe alte clone și alte parfumuri pe care eu le-am testat și aici mă refer la calitate, poate unele nu au o persistență, nu știu, de 10 ore, poate nici originalul nu are în multe cazuri persistențe de 10 ore, nu trebuie să ne așteptăm neapărat la lucrurile astea. Până la urmă, un parfum, eu v-am mai spus, eu când mă dau cu un parfum, eu mă dau pentru a avea o stare de spirit, pentru a-mi transmite o stare de spirit, pentru a mă înveseli, pentru a mă simți mai bine, pentru a mă simți mai sexy sau pentru a mă simți, nu știu, mai fresh, mai în largul meu, mai exuberantă sau, nu știu, deci eu printr-un parfum vreau să ating o stare de spirit, să spun așa. Eu nu mă dau neapărat cu un parfum ca să mă miroasă vecina de la 6 când mă urc în lift sau vecina de la 3 sau vecinul de la 10. Dau un exemplu. Deci nu fac lucrul ăsta. Eu mă dau cu parfum pentru că îmi place mie și îmi face mie plăcere să mă dau cu parfum. Bun. Și în cazul acesta nu am pretenție să miroasă 3 zile. Da. Într-adevăr, mi-ar plăcea să mă țin acolo un 4 ore, 5 ore, pentru mine este ok. Și asta spuneam, nu toate poate au un miros de 10 ore, dar ce-mi plac la parfumurile de la Dubai Collection de pe site-ul lor, pentru că practic sunt făcute, uite, de Emir sau de Paris Corner, nu știu, sunt de diferite branduri realizate. Îmi place pentru că ele se dezvoltă, ele nu rămân la fel. Deci m-am dat acum și miroase la fel până se duce mirosul. Nu, se dezvoltă. În fiecare moment miros altfel. Și asta îmi place. Aici eu cred că ei au câștigat teren și să știți că este un site de pe care se cumpără foarte mult. Am mai discutat cu cel care se ocupă de această afacere și mereu este ocupat, mereu au comenzi mari. Pentru că, ce să vezi, sunt și bune și lumea, oamenii care au cumpărat, cumpără iar.
Da, miros genial. Dacă doriți să aruncați o privire, mai nou ei au și produse de corp. Aici mă refer geluri de duș, creme de mâini, am văzut ceva de îngrijire, puține, dar încep încetul cu încetul să se dezvolte și pe partea aceasta. Am văzut că au spray-uri de cameră, odorizante, am văzut că au și deodorante pentru corp, pentru noi, așa, tot așa ceva inspirate din alte parfumuri. Deci încetul cu încetul încearcă să dezvolte afacerea. Găsiți săpunuri de mâini, dacă nu mă înșel, au mai multe produse. Eu oricum vă las site-ul și la orice comandă pe care o faceți, dacă adăugați codul de reducere DN05, vă aduce 5% reducere. Nu este un cod mare, este adevărat, dar vă ajută cu ceva și pe voi și mă ajută și pe mine și mi se pare că au transport gratuit. Dar uite, nu mai știu la ce comandă, taxe de transport... Uite, la Easybox este gratuit dacă ai cumpărat de 200 de lei, la Cargus, la domiciliu, dacă ai cumpărat de peste 250 de lei este gratuit și dacă ridici de la pacheta ridicare personală 100 de lei, dar nu știu exact de unde le poți ridica. Găsiți din câte văd și țările din care se livrează și prin ce curier. Uite, Bulgaria, Grecia, Polonia, Ungaria, Slovenia, Austria, aveți țările la transport dacă intrați. Deci dacă sunteți din altă țară, mă urmăriți acum, ceea ce m-ar super bucura, puteți intra aici la transport și taxe și o să vedeți jos un tabel cu toate țările din care ei livrează și pentru ce sume se face livrarea. Ei livrează pentru orice sume din țările acestea, dar uite, de exemplu, dacă comandați din Bulgaria de 100 de euro, aveți transport gratuit, deci variază în funcție de țara din care cumpărați. Mă rog, intrați pe site și vedeți mai bine acolo mai multe informații, o să vă las site-ul oricum și în bara de descriere. Dacă v-a plăcut clipul de astăzi, dați-mi un like, abonați-vă canalului și nu uitați să share-uiți acest clip ca să vadă și prietenii voștri și să-mi fie și mie bine. Bun, până data viitoare vă las cu bine, dragilor, v-am pupat, sper că v-a plăcut clipul de astăzi. Pa, pa!